El am alături de mine în acest moment pe Alex Robciuc, fotograf. Când spun fotograf, mi se pare așa, că e o titulatură, fotograf. Însă, în momentul în care l-am descoperit, îi spuneam ceva mai devreme că am rămas mult pe contul lui de Instagram uitându-mă și am, nu știu ce și-a propus el să facă, dar mie mi-a transmis niște emoții extraordinare. Bună ziua, bine ai venit la Radio 3 Net, Alex. Bună ziua, bine v-am găsit și în primul rând vă mulțumesc pentru invitație și chiar sunt bucuros să pot să fiu aici alături de dumneavoastră să povestim un pic despre lucrurile pe care le fac și care, cu care am ajuns să fiu cunoscut. A fost un sentiment interesant la început. Mi-a dat așa siguranță că ceea ce am făcut și ceea ce fac este ok, este recunoscut și trebuie să continui să fac lucrul ăsta, poate cu o determinare mai mare și să-mi dedic și mai mult timp pentru fotografie, pentru fotografia pe care o făceam. În principiu erau peisaje, dar aveam și în portofoliu portrete, dar peisajele sunt cele care s-au viralizat inițial. Adevărul e că sunt fabuloase. Nu știu dacă cei care vor privi fotografiile de pe Instagramul tău vor simți ce am simțit eu. Nu cred că exagerez când spun că fotografia ta are viață. Simți că ești acolo, uitându-te la câteva fotografii, aproape că simți mirosul. Nu știu ce ți-ai propus, dar repet, eu asta am simțit dimineață la cafea, cu zonele alea fabuloase românești, cu aburul ăla care se ridică și, repet, mi se pare cumva că prind un miros de toamnă, de românesc, de autentic. Mi-a plăcut foarte mult. Da, acest sentiment, să zic așa, oricum m-a ajutat foarte mult și m-au ajutat foarte mult și locurile respective. În principiu, eu inițial m-am axat pe Maramureș, după aia am ajuns și în alte locuri din țară. Și m-au ajutat acele locuri care cumva au un sentiment așa de atemporalitate când ești acolo. Cumva reușești să treci dincolo de cele patru dimensiuni, reușești să simți cumva că te-ai întors în trecut, vezi niște locuri care cumva au rămas neschimbate de foarte mulți ani, de sute de ani și cumva prinzi acel sentiment și făcând o fotografie, reușesc să transmiți acel sentiment de atemporalitate. Și stilul, să zic așa, de paleta de culori și momentele zilei în care am ales să fac acele fotografii ajută la evidențierea sentimentelor respective, pe care am zis, hai că chiar reușesc să le transmit. Uite, și apropo de treaba asta, tot în zona abstractă aș vrea să rămânem. Dacă surprinde obiectivul ceea ce ochiului îi scapă câteodată? Obiectivul, asta în principal se poate întâmpla la portrete. Omul tinde cumva să le mascheze când într-o conversație cu tine. Și hai să-ți dau un exemplu. De multe ori întâlneam personaje cu care rezonam foarte bine din punct de vedere emoțional. Ajungeam să dezvoltăm o conversație și după aia îi rugam să dacă sunt de acord, să le fac un portret. Și ajungând acasă și publicând acea fotografie, mulți mi atrăgeau atenția, uită, personajul respectiv îi cumva se vede că se gândește la ceva, are anumite sentimente și descopeream că da, este adevărat acel lucru și eu n-am observat acea chestie când am avut conversația cu personajul respectiv. Voiam să te întreb, articolul pe care l-am găsit despre tine începe chiar cu această idee că tu ești un excelent promotor al României prin ceea ce faci, adică prin fotografie. Întrebarea este cât se poate de sinceră, la fel mă aștept și la răspuns. A apăsat vreodată pe umerii tăi ideea că, băi, sunt un promotor în afară al țării mele, trebuie să livrez o imagine perfectă, o imagine frumoasă, hai să nu surprind momentele urâte, că au grijă alții. Aș vrea să spui despre treaba asta, apropo de a fi un promotor în afară.
ca să menționez și acest lucru, de câțiva ani sunt și ambasador al turismului maramureșean. Cumva am avut acel sentiment pe care mi-ai zis tu că, uite, acum chiar trebuie să am grijă cum promovez, ce fac, să-mi iau acest rol în mai serios, nu că nu aș fi fost serios în ceea ce făceam. Dar în domeniul ăsta în care am ales să promovez sau am ajuns să promovez România, nu prea cred că ai cumva un mod negativ. Pentru 1 decembrie ai un mesaj pentru tineri, în primul rând, pentru români, pentru cei care sau cărora le este teamă cumva să-și dezvolte pasiunea. Mulți sunt prinși în joburi foarte serioase, foarte asumate, dacă vrei, dar totuși nu prea au de-a face cu pasiunea. Ce le spui acelora? Din păcate, mulți dintre noi și mulți dintre tineri nu conștientizează și nu au conștientizat că noi aici, acum să luăm strict din punct de vedere turistic și din punct de vedere al destinațiilor de vacanță pe care le avem noi. Mulți nu au conștientizat că țara noastră merită să fie descoperită decât până când sau au trebuit să vină cei din străinătate, cei din afară, publicații mari, agenții de turism, să vină National Geographic, Lonely Planet, să ne introducă țara ca și destinație de top. Te-ai gândit vreodată să pleci de aici? Bineînțeles că m-am gândit, dar mi-am dat seama că nu mi-aș putea găsi cumva liniștea în altă țară, liniștea pe care mi-o oferă țara aceasta și cumva tot timpul m-aș gândi la țară, la acasă. Pentru cei care nu știu, tu ai o slăbiciune pentru zona aia Maramureșului și cred că are un vibe zona aia care s-a prins de mulți oameni, nu doar de tine, și ori de câte ori ai ocazia o scoți în evidență și cu o notă pozitivă am să te rog să-mi spui de ce Maramureșul e așa special, Alex? Păi eu m-am născut în Maramureș. Evident. M-am născut la Siretul Marmației, acolo am crescut. Acolo am primele amintiri de acolo, din acea zonă. Părinților mei le plăcea foarte mult să iasă în natură, să mergem fiecare weekend. Acolo începe povestea ta cu fotografia, dacă... Da, a fost o chestie așa, cum ți-am zis înainte, așa cumva o sete de a lua în mână un aparat foto și de a face niște fotografii. Și încet, încet așa am ajuns să mă perfecționez, citind cărți, am fost autodidact, eu sunt inginer de meserie. Și pur și simplu văzând Maramureșul și cum evoluția Maramureșului în timp îți oferea diverse locuri, satul maramureșean unde puteai să surprinzi oameni, tradiții, obiceiuri, oameni așa cum trăiau acum 100 de ani, peisaje naturale, munți, munții Rodnei, care erau pentru mine un punct de atracție, cumva un punct central, dealuri, câmpii, fânețe, deci pur și simplu era un loc de joacă perfect pentru un fotograf începător, un fotograf care era dornic să surprindă fotografie și să se dezvolte în acest domeniu. Tu ți-ai făcut practica bine de tot, direct în... Exact, exact, exact. Hai să vorbim puțin de social media, pentru că la începutul discuției noastre spuneai că ai acordat ceva mai multă atenție Facebook-ului, între timp ai descoperit Instagram-ul și am să te rog să ne spui adresele unde poți fi găsit cu mențiunea că vreau neapărat să te găsesc pe TikTok. Neapărat, trebuie să fii acolo. Da, TikTok-ul este... un must-have pentru oricine care dorește să se afirme pe social media sau să-și prezinte anumite lucrări sau, mă rog, pe Facebook sunt Alex Rupciuc și pe Instagram la fel. Și urmează și TikTok-ul, probabil.